Grația domnule președinte, dragi colegi și colegi, peste 50 de milioane din bani europeni riscă să piardă Ploieștiul din cauza incompetenței și corupției din administrația locală, adică mai mult de jumătate din banii alocați de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea Ploieștiului. Din cele 21 de proiecte cu finanțare europeană, 14 sunt în pericol de a nu fi implementate. Vorbim de proiecte de eficientizare energetică a unor grădinițe, licee sau blocuri de locuit, vorbim de proiecte majore de infrastructură, de regenerare urbană și de modernizarea transportului public. 50 de milioane de euro riscă să se ducă pe apa sâmbetei. Și nu pierdem doar bani. Pierdem ani din viața noastră și a Ploieștiului. Pierdem șansa la dezvoltare și o viață urbană civilizată așa cum merită un oraș european. Incompetența și corupția aleșilor PSD și PNL care s-au succedat la conducerea administrației locale și județene au dus orașul în mizerie, în subdezvoltare, au lăsat ploieștenii fără apă caldă și căldură și astăzi riscă să compromită viitorul Ploieștiului pentru ani buni de acum încolo. De ce s-a întâmplat așa? Fiindcă vor să fure, fiindcă peneliștii și pesediștii din Prahova nu știu altceva și pentru că e mai greu să fur bani europene, au preferat să lase în paragină niște proiecte, deși aveau asigurate finanțări nerambursabile de zeci de milioane de euro. Nu le-a păsat, fiindcă era prea greu de furat. Au întârziat cu organizarea licitațiilor și cu avizele. Au lăsat să moară proiecte bune pentru ploieșteni, pentru că nu erau bune pentru neamurile și rețelele lor de partid. Dar nu e vorba doar de dezinteresul hoțului care vede lacăt greu la poartă. E și multă incompetență. Au umplut administrația publică de rețele de incompetenți de sine, cu riși de partid, care nu știu pe ce lume sunt, incapabili să gestioneze un proiect fără cea mai vagă urmă de profesionalism. În unele cazuri, firmele care au câștigat licitația și-au bătut joc de proiect. De ce? Fiindcă multe dintre firmele abonate la bani publici, la contracte cu statul, sunt doar sugative de bani publici și nu știu cum să facă un proiect pe bune. Și asta nu e tot. După ce au lăsat Ploieștiul fără apă caldă, după ce au lăsat Ploieștiul fără căldură, după ce și-au bătut joc de fonduri europene de peste 50 de milioane de euro, acum au pus ochii pe transportul public din Ploiești. Și au votat în Consiliul Județean aceeași combinație care a distrus serviciile de termie și serviciile de colectare a gunoiului. O asociere în care soarta și banii ploieștenilor sunt la cheremul baronilor din fruntea județului. Dragi ploieșteni, hai să scăpăm de hoți și de incompetenți în 2024, hai să scăpăm de PSD și PNL. Mulțumesc frumos!